Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În videoclipul de față aș vrea să fac o comparație dintre Fludorul de la Best, cumpărat de mult timp, și cel achiziționat recent de la Classic Mechanic, HX-T100. Din câte se observă că pe parcurs am mai învățat și eu anumite lucruri, contează destul de mult procentajul de staniu, plumb și așa mai departe. Observăm că în cazul celui de la Best, procentul de staniu este de 60%, iar cel de la Mecanic de 63%. Plumb nu spune, dar probabil este de 40% din restul de 100%. În cazul celui de la Mecanic spune aproximativ 37% din câte se observă. Ambele au diametru de 0,6 mm. Cam așa arată. Prima dată vom testa pe acest cablaj, cel din partea asta, la 3 temperaturi. 200 de grade, este doar ca un experiment, doar ca să vedem cum se comportă la temperatură joasă, la 250 de grade și temperatura pe care o folosesc eu de 300 de grade. Atenție, doar un experiment, nimic mai mult. În utilizarea zilnică a fludorului se folosește 300 de grade, unii și un pic mai mult. Apoi vom lipi câteva rezistoare pe acest cablaj, însemnând că primele două rezistoare vor fi lipite fără flux, nu voi adăuga eu suplimentar flux, iar celelalte două voi adăuga flux, doar ca să vedem cum se comportă. Să trecem la teste. Prima dată începem testul pe acest cablaj, la temperatura de aproximativ 200 de grade, cu aproximație văd că tot fluctuează, și utilizând fludorul de la Best. Să începem, temperatura de 200 de grade, fludorul de la Best. Hai să lipim un pic pe capăt și să vedem cum se comportă. Atenție, o temperatură joasă, deci o să am unele dificultăți. E normal, totuși, 200 de grade. Iar acum să-l folosim pe cel de la Mecanic. Atenție, 200 de grade. Capătul a fost curățat după fiecare utilizare. Să vedem cum se comportă cel de la Mecanic. Să repetăm testul la 250 de grade. La fel, prima dată îl folosim pe cel de la Best. Să începem, punem un pic pe capăt. Un pic. În zona asta. Aici o să fie mult mai ușor. Următorul, cel de la Mecanic. La fel, capătul a fost curățat. Punem un pic pe vârf. Repetăm testul la 300 de grade, temperatura folosită de majoritatea electroniștilor, asta e cea standardă, de regulă și puțin mai mult, între 300-350, depinde de fiecare și de probabil de stația de lipit LEDCON-ul pe care îl folosește. La fel îl folosim pe cel de la Best, capăt curățat, să începem la 300 de grade. Instant s-a topit. Iar acum cel de la Mecanic, la temperatura de 300 de grade. Să începem.
Acesta a fost testul pe cablajul de față, practic primul test, la temperatura de 200 de grade, 250 și 300 de grade. Se vede că este diferență în privința strălucirii, dar pentru mine contează în primul rând lipitura să fie în regulă. Iar acum urmează să lipim câteva rezistoare. Sunt puse pe acest cablaj. Cele două din partea stângă le voi lipi fără a adăuga flux suplimentar, iar cele din partea dreaptă voi adăuga flux. Bineînțeles că primul rezistor cu cel de la Best, al doilea cu cel de la Mecanic, iar al treilea și al patrulea la fel, de la Best și de la Mecanic. Al treilea Best, al patrulea de la Mecanic. Fără flux, să începem cu cel de la Best, la temperatura de aproximativ 300 de grade. Vârful a fost curățat. Să începem. Partea de jos. Să lipim cu cel de la Mecanic, al doilea rezistor. Iar acum, la următoarele rezistoare, vom adăuga flux. Cu cel de la Best acum. Și în sfârșit ultimul rezistor cu cel de la Mecanic. Bineînțeles cu flux suplimentar adăugat. Gata, lipiturile au fost făcute. Deci țineți cont că primele două rezistoare fără flux, ultimele două cu flux. Primul de la Best, al doilea de la Mecanic, al treilea de la Best și al patrulea de la Mecanic. Diferență între calitatea lipirii nu mi se par mari. Mi se pare că au lipit ambele destul de bine. Nu par la prima vedere să aibă lipituri reci. Deși nu am nici microscop, din păcate, că ar fi fost mult mai de ajutor în cazul respectiv. Cam acestea au fost testele, făcând comparație între cele două tipuri de fludor, cel de la Best și cel de la Classic Mecanic. Sper eu că a fost cât de cât concludent și de ajutor. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!